Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Умуть Ані, енсера де кричун, за наскут пелюме, Ісус Христос. Наче времур, пячере мелягур, іра умборат, ірод, ну ом фартерау, кре аузинт ка сусит пелюме Месия, а вончит уаменилор сай са учида тоц копии де ла 2 Ані ін жос. Auzind acestea, mama lui Iisus, Sfânta Maria, s-a înspăimântat și a luat fiul în brațe și cu ajutorul lui Dumnezeu a părăsit Betleemul. Pe drum, Fecioara Maria a auzit tropotă de cai care veneau în urma ei. Atunci ea, văzând un stejar, l-a rugat să-și coboare crengile în jos ca să o ascundă de oamenii lui Irod. Dar stejarul lui i se făcu frică și o refuză pe Fecioara Maria. Maica Domnului, cu pruncul în brațe, fugind de dușmani, neștiind unde și cum să se ascundă, a observat undepart un plop rămuros și repede s-a ascuns sub el. Dar când strigătele celor răi se apropiau, plopul a zis: fugi, fugi, că eu nu te nu vezi cum tremur. Deodată, Fecioara Maria fu chemată de un vânduleț mic, care pe dată o înfășură cu crengile sale, exact în clipa în care oamenii lui Irod treceau călare prin acel loc. După ce călăreții se îndepărtaseră, Fecioara Maria, bucuroasă că brăduțul a salvat-o pe ea și pe pruncul Iisus, mulțumit bradului pentru fapta săvârșită și îi spuse: cât vei trăi, bradule, să nu vestejești niciodată, să fii mereu verde și iubit de toți copiii. Iar stejarul și plopul toată viața vor tremura, fie iarnă, fie vară. De atunci, stejarul și plopul își tremură frunza la cea mai mică adiere de vânt, iar bradul are cetina veșnic verde, mirositoare și în fiecare an de Crăciun, în seara când s-a născut Iisus Hristos, brăduțul este împodobit și iubit de toți copiii lumii.